În momentul de față, nonăscutul are stare generală relativ bună, a evoluat bine la tratament, având o evoluție clinică favorabilă. Nu are afecțiuni cardiace, nu se ascultă sufluri, prezintă zgomote cardiace, puls și tensiune normale. Deoarece din primele analize a rezultat o hipoglicemie, astăzi această analiză a fost repetată. În cazul în care mama nu are rezultatul testului COVID, trebuie să poarte mască, în primul rând pentru a proteja copilul. O eventuală contaminare a copilului cu virusul SARS-CoV-2 se face extrauterin și din acest motiv, pentru a fi protejat, toți cei din jur trebuie să poarte mască, chiar și lehuza. Conform protocolului, la nivel național, pe secția de terapie intensivă neonatală nu intră decât personalul, nou-născuții fiind foarte sensibili și pentru că pot avea evoluții imprevizibile, mai ales în primele zile de viață, intrarea în acea zonă este restricționată. Medicii și întreg personalul secției de neonatologie își desfășoară activitatea conștiincios și în mod responsabil, tocmai pentru ca cei mici să nu fie expuși niciunui risc, să se adapteze cât mai bine mediului, tocmai pentru a putea fi încredințați mamei, cât mai repede și în siguranță. Medicii și personalul secției au colaborat și comunicat foarte bine cu pacienta. Medicul chiar i-a făcut poze copilului pentru ca mama să-l poată vedea. Surprins de cele auzite în urma apelului de la televiziune, cum că o soră de-a pacientei care locuiește în străinătate și a exprimat anumite nemulțumiri, nefiind de față, am considerat normal să discutăm direct cu pacienta, care, de asemenea, a rămas la fel de surprinsă ca și noi că sora ei a apelat la televiziune.